paralel, în timp ce Coldea este audiat la Comisia SRI, în timp ce primarii vor pensii speciale și băncile fac scandal că vai ce o să pățim noi dacă ni se plafonează dobânda, e bine, realitatea lovește și lovește crunt. Inflația în luna februarie a ajuns la cel mai înalt nivel din iunie 2013, 4,72%, pe care de consecință, doamnelor și domnilor, prețurile, dacă nu au explodat încă, vor exploda atât la mărfurile alimentare, cât și la cele nealimentare. Care va să zic că inflația în România o ducem cel mai bine și mi-aduceam aminte de un domn care la tribuna unui congres spunea să vedem realitatea în cifrele date de Institutul Național de Statistică. Ia ca realitatea, stimate domn, acestea sunt cifrele date de Institutul Național de Statistică. George Manciu, 4,72%, care să fie bine, să nu fie rău. Prețurile... Era perfect de așteptat și toată lumea se aștepta la chestia asta. Din moment ce am avut o creștere economică bazată pe consum, nu am făcut niciun fel de investiții. Evident că urma o astfel de inflație. Din păcate, abia acum o să înceapă să simtă, abia acum, simt de ceva vreme, dar o să simtă cu atât mai mult acum oamenii, că vin facturile de până la decembrie, ianuarie, februarie, o să mergem și noi la cumpărături, să facem cumpărături pentru primăvară, o să ne pregătim de Paște și o să vedem ce costuri o să avem și o să trebuie să ne îndatorăm în continuu și atunci cine ne mai apără? Guvernanții care fac congrese, astea PSD și mai știu ce comisii, SRI, mai interesează pe cineva? Nu, nu interesează pe nimeni, ne interesează doar că nu o să mai avem bani să trăim, efectiv. Au crescut salariile, într-adevăr, în administrația publică locală, le-au crescut în așa fel încât nu mai există competitivitate pe piața muncii în domeniul privat. Toți vor să se ducă la stat, că au acolo 1000 de euro. Unde o să ajungem, Dumnezeu cu mila. Dacă nu se schimbă ceva, dacă nu se schimbă ceva, e un viitor foarte, foarte sumbru. Tocmai de-aia avem foarte mulți oameni care caută cumva să scape de România, să plece afară. Din păcate. Oamenii pleacă pentru că nu mai au nicio șansă. Aici, dacă nu ești din Telorman sau nu ești o domnișoară de 25 de ani, sunt cam sumbre. Mărfurile alimentare, Cătălina Trohie, s-au scumpit cu 3,74% în medie. Mărfurile nealimentare mai scumpe cu 6,27%. Prețurile serviciilor cu 2,92%. Carburanții au scăzut nițel foarte, foarte puțin, dar sunt la un nivel extrem de ridicat. Dar la ei povestea este cu cotația barilului, nici de cum cu ceea ce se întâmplă aici în România. Dincolo de asta este și o întrebare apropo de combustibil. Când scade barilul, ăștia uită să scadă. Bineînțeles. Da? Bineînțeles. Dar ce facem până la urmă? Avem scumpiri mari la alimente de bază, da? La fructe, legume și conserve din legume și la citrice. Astea fac, uite, la citrice 5,98%, fructe proaspete 3,54%, alte legume și conserve de legume 2,17%. Deci o ducem bine, rău, așa. Să notăm că această rata inflației de 4,7% este februarie 2018 față de februarie 2017, așa este calculată. Avem, într-adevăr, în luna februarie cea mai mare creștere din 2013 încoace, într-un decurs de o lună. Colegul de platou are perfectă dreptate atunci când spune că această avalanșă de creștere a salariilor și apoi de creșterea consumului duce la inflație, așa numită inflație prin cerere, da? Și odată cu inevitabila scumpire într-un viitor apropiat a combustibilului, a prețului combustibilului în afară, vom vedea o creștere în care, așa cum bine a spus, comercianții noștri vor uita că mai trebuia să mai scadă prețul din când în când. Și deci... mai e un lucru care cauzează chestia asta foarte, foarte grav. Noi nu producem, noi doar importăm, dar nu producem nimic aici pentru că nu sunt încurajați micii producători. Cum să te apuci tu acum să mai faci afaceri în România? Ei te încarcă. Dacă ești un mic comerciant și vezi să te apuci să-ți faci o firmă, să faci ceva, te omoară cu impozite, cu controle, cu taxe. Vine ANAF-ul peste tine, îți bagă tot felul de impozite, taxe, îți regază fișa de 10 ori, nu poți să faci afaceri. Singura variantă în care faci afaceri e dacă ești, am spus, conexat foarte bine la politică, altfel mergem doar pe import și atât. Guvernarea actuală se bazează pe faptul că această creștere a consumului aduce implicit mai mult din TVA la buget și pe o perioadă scurtă vor crește în continuare încasările bugetare. Dar este o creștere de tip Caritas. La un moment dat, lanțul se va rupe și vom vedea că această creștere economică are picioare de lut. Nu, e o creștere justificată de faptul că ei sunt ferm convinși că nu vor mai sta foarte mult la guvernare. Și atunci, cât mai stăm acum, hai să tragem tare. Pe cine tragem tare? Pe români. Pentru că strategia lor este clară. La anul o să vină anul electoral, 2020 anul electoral, cum poți să faci mai bine anul electoral? Din opoziție.
O să mai stea anul ăsta până în toamnă, până în iară, după care gata. Iau tot ce e de luat și o să vrească să vină altcineva să curețe după ei, să facă ordine. Dar o să fie foarte, foarte greu că o să ne întoarcem înapoi în 2007, 2008, exact. 2009. Am mai văzut acest model. E foarte greu să ne mai întoarcem noi, să mai corectăm ceea ce acum trebuie să colegem fructele muncii noastre 2012-2015. Am mai văzut acest model de guvernare, bine ați spus, în 2006. În 2006 vorbim de guvernarea Tăriceanu. Același model de guvernare, creșterea numărului de salariați la stat, mărirea aparatului bugetar, creșterea salariilor, care a dus în primă instanță la creșterea consumului, la o creștere a bunăstării și apoi știm cu toții ce am pățit. A venit criza peste noi și știm ce s-a întâmplat mai departe și știți unde mai este acest model? De consum în și Congo, de etatizare probabil. În Grecia. Și știm foarte bine ce s-a întâmplat și în Grecia. Acolo majoritatea salariaților sunt în sistemul de stat, da? Acolo toată lumea își dorește, cum își doresc și toți de aici, să ajungă să fie angajați la stat cu salarii mult mai mari decât cei care muncesc cu adevărat în privat. Și știm foarte bine iarăși în ce situație a ajuns Grecia. Grecia a ajuns atunci să se împrumute pentru plata salariilor și pensiilor. Am început și noi să facem asta. Din păcate, despre aceste lucruri trebuie vorbit și la nivel de guvernare. Datoria publică a României este de 90 de miliarde de dolari. Și da? Tot crește, din păcate. Din nefericire, inflația și prețurile astea care cresc, galopează până la urmă, nu afectează doar bugetarii, care teoretic au salariile mărite. Deci mărirea de salarii la ei... Dublate chiar. Mărirea de salarii la ei este una artificială, nu e pe fundament economic, pe bază economic. Dar ce facem cu oamenii care asigură ce? Și salariile acelora, dar oameni care sunt în partea asta la privat, privat și care se chinuie să plătească taxe de depozit pe altă. Care nu au salarii mărite. Doar ca o comparație legată de mediul ăsta bugetar. Ne uităm la cei mai eficienți. La primăria din Berlin are 208 angajați. Primăria din Berlin. Primăria București are câteva mii. La fel primăria de sector. Primăria sectorului 3 are câteva mii. Toate primările de sector și din București au câteva mii, în condiții în care o primărie din Berlin are 208 angajați. Da, acolo ministere, avem, nu știu, 20 ceva de ministere. Avem informatizat. Avem 2 milioane de oameni, aproape peste 1 milion de oameni bugetari în România. Adică noi care ne chinuim în privat să facem acolo un mic business, să trăim de pe o zi pe alta, plătim taxe la aproape 2 milioane de bugetari. Coincidență exact cu numărul de voturi al PSD-ului, 2-3 milioane. Da. Singurii care mai pot respira în prezent sunt exportatorii care beneficiază, spre deosebire de noi ceilalți, de creșterea cursului euro-leu. Deci sunt singurii care sunt avantajați de faptul că cursul euro crește față de leu și mai rezistă dacă sunt competitivi pe piețele externe. Asta, cursul euro-leu, este tot o povară asupra românilor, pentru că nu o să vezi nici într-o țară civilizată cum este la noi. Te duci să-ți cumperi o mașină, o iei în leasing rate, îți stabilește prețul în euro, punct. Noi, dar suntem în România. Avem lei, dar stabilim în lei. Câte? 10.000 de euro ce înseamnă? 45.000 de lei. Lasă-mi 45.000 de lei. Să fie în forinți? Nu, da, așa este normal. Păi, dar nu te supăra, da, să... ungurii au un conducător hulit, da? E premierul la Orban, da, care dă cu pumnul în masă. Bă, la mine moneda e forintul, deci mie îmi calculați totul în forint. La noi, orice este calculat în euro. E clar că toată lumea are interesul ca deprecierea leului față de euro să fie constantă. Da? Exact. Deci ajungem la niște cifre exorbitante. Tocmai din acest motiv a existat povestea cu conversia creditelor din francele vețieni în lei. S-a mai întâmplat ceva? Sunt 50.000 de români care au acele credite care s-au dublat sau triplat. Au rămas de acum 2 ani de zile. Tot erau poveste în Parlament. Avem un proiect de lege. A amărat-o Ciolo și acum a uitat-o de tot PSD-ul. Nu, era o lege bună pentru români. Aveai 50.000 de români care suferau de necătau dublu credere. În alte democrații s-a și întâmplat. Evident, adică unde există instituții clare ale statului, protecția consumatorului, Consiliul Concurenței, care să aplice legea cum trebuie, nu te lasă doamne pe tine ca român să mor de foame, să te înjunghie băncile și toată lumea. O ultima întrebare și o lăsăm să fie retorică. Apropo de această inflație, Banca Națională a României face anumite prognoze de inflații. 3,31 de astea, povești de genul acesta. Întrebarea mea, când inflația a ajuns la nivelul ăsta, de ce nu intervine Banca Națională a României? Am încercat și noi să sunăm. Nu ne-a răspuns nimeni. Da, așa e în tenis. Probabil e zi de salariu. Acolo e azi 13 și stat în, stat în okay. Stat de Florin Badea cu știrile B1 TV în câteva minute, doamnelor, domnilor. Ne revedem la ora 16. O zi bună, dacă puteți, că au venit vești bune. Oare ce zice Coldea? Toate bune până la 16. Când sunt răcit, nimic nu funcționează la birou.
Din fericire,